Salutare toată lumea și bine ați revenit la un nou episod de Among Us pe canalul meu de YouTube. Fraților, de data asta o să fie un episod mai special pentru că l-am luat pe Dorian Popa să joace alături de noi youtuberii. Așa că puteți să vedeți în lobby în momentul de față că l-avem pe Hâț Postor, culoare albastru închis, care e Dorian. Îl avem pe Mitsu, Pink, Mădălin, Vasco, Ganicus, Rod, Birafa și Sami. Și o să ne jucăm astăzi împreună, o să fie foarte, foarte amuzant pentru că Dorian a mai jucat o singură dată în viața lui Among Us. Așa că hai să vedem ce o să iasă. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vă plac episoadele de Among Us și dacă ați vrea să le postez mai des, asigurați-vă că sunteți abonați cu clopoțelul activat. Desigur, în cazul în care nu știați, am și un canal de vlog și zilele trecute am postat un vlog nou foarte, foarte amuzant în care m-am uitat cu microscopul la fructe și legume. O să îl găsiți în descriere, uitați-vă și la el. Hai acum să trecem la episod și să vedem cum ne descurcăm. Hai să vedem cine e impostorul. Da, cum ne place nouă, impostori. Perfect, facem aici ăsta, pam, pam, pam și am plecat. Mergem spre camere. Mamă, deci nu vine să cred că primul meci pe care îl jucăm îl petrecem ca impostori. Deci nu pot să cred. O să trebuiască să mă prefac că fake-uiesc. Nu știu dacă avem task-ul ăsta aici, dar având în vedere că și eu și Mădălin o să creadă oamenii că îl avem cu siguranță. Adio, Rodby. Luminile deja au fost făcute. Ok. Ok. Mamă, unde a fost? Ok. Așa. Deci da, să sunt și eu acum, putem vorbi, nu? Da. Deci ascultați aici da. informații valabile. Am fost da, jos la camere, vă rog fratele vostru acum să facem frumosul. Păi nu putem. Ce să facem? Nu se poate, nu. Nu se poate. Deci s-au dat luminile, eu am plecat de jos din stânga de la O2 și Rodby făcea firele și m-am dus sus către electric. Jos era Mădălin și cine mai era? Vasco și încă cineva, da. Max parcă. Da. Și eu. Fii atent. Vasco a fost cu mine și cu Rafa în partea de sus de la electric. Nu știu unde exact e Vasco, dar eu cu Rafa n-am venit jos în partea de electric. Ok. Eu am făcut luminile, Rafa asta numai pe camere. Da, eram pe camere. Okay, cine era în leba cu ultima oară? Am fost eu cu tine și era și albastru. Dorian. Da. Dorian, okay. Dorian, vezi că trebuie să apeși pe alea 4 de mai multe ori. Am apăsat pe toate 4. Dar de mai multe ori până se termină. Până dispar de pe ecran. Da. Zi, Vasco. Am găsit corpul, deci am fost jos. Am făcut firele, m-am dus la copac, era Ganicus pe acolo, m-am dus la copac, am făcut ăla cu și după, când mă întorc, bă, când mă întorc, îl văd pe Rodby jos. Dar cum îl vedeai, bro, că era lumina stinsă, cum l-ai văzut? Mi-a apărut reportul și am zis, bă, imposibil să fie un cadavru încolo. Lumina a fost stinsă pentru 2 secunde. Eu am făcut lumina, deci... Da. Eu pe Rafa pot să-l cureț și până acum, deci din ce ați spus, în partea stângă a fost Vasco, Mădălin și Ganicus, corect? Și Max. Ok. Oricum, eu eram la lumină, Sami. Avem 3 suspecți pentru partea asta, dar a fost făcut un singur kill, deci nu știm dacă killerii sunt în partea stângă sau pot să fie în partea dreaptă. Da, Sami, trebuie să ții cont că eu am venit, eram fix lângă tine la electric, deci nu... Bine. Nimeni nu se prinde, aparent. Mi-a apărut o lavă. Hai că avem aici firele. Perfect. Deci Dorian nu prea are habar. E funny, probabil Dorian s-a așteptat să fie mult mai pe Caterinca jocul, dar noi suntem foarte tryhardări. Ia, hai să mergem la camere puțin. Pam, security, Vasco cu Ganicus. Avem camerele pornite, Ganicus e aici. Ok. Se uită pe vitale, Ganicus. Așteptăm să vină cineva la camere. Uită-l pe Rafa. Mergem cu el. Rafa nu mai e. Ups. Ok. Opa. Cine e? Ok. Rafa. Fiți atenți. Deci, eu am fost cu Dorian, m-am uitat efectiv ce face. Nu are cum să fie Dorian. Ideea este următoarea. A fost Mitsu cu noi. Stai că am deschis greu microfonul, Sami. Nu contează, stai puțin, hai să deslușim puțin problema. Eu dacă urmări acolo să vezi ce fac sau să mă merlești. Nu, stai după tine să văd ce faci, fii atent. Hai să-ți spun, Mitsu a fost cu noi, deci ține minte chestia asta. Mitsu a fost cu noi, ok, și după aia a plecat. Deci Mitsu n-a mai stat cu noi, Mitsu altul în partea stângă. Kill-ul e la intrare în electric. Da, îmi pare să exact la intrare în electric. Da, unde e kill-ul, Sami? Deci da, nu, Mitsu a fost cu mine și cu Mădălin, nu specimen. Da. Știi ce mi se pare ciudat? Că prietenul meu, Mădălin, a făcut task-ul comun. Bro, Sami, m-am dus direct la grade, bro. Păi de ce? Sami, de ce ai dat vina pe Mitsu? Ai zis că a fost în stânga, dar gen chiar el chiar n-a fost în stânga. Nu, brother, ascultă-mă puțin, Pink. Deci fii atent.
Mițu a fost cu mine și cu Dorian la lavă. Am stat acolo. Okay, și a urcat în lavă. Și după aia a venit, da, a luat-o în stânga, deci eu, exact, a luat-o în stânga. Ok, deci Hilu unde a fost? La intrare un electric? În electric, da. Eu n-am dat vina pe el, am zis doar că el a fost în partea stângă, gen. Nu, n-a fost, a intrat în în față la ușile de la electric, gen. Nu știu, eu zic că Dorian e impostor. Nu are cum să fie, man. Mie mi se pare vreo să l-au dus. Man, ok. Mie mi-e teamă de Sami. Nu, ascultați-mă puțin. Exact, exact, adevărat. Nu, deci ascultă-mă puțin. Deci fii atent. Ia, votez Sami, hai. Max, nu fi până la urmă scoate. Sami îl urmărește prea rău pe... Max, mi se pare foarte suspect că nu știi nimica. Ganicus, nimic n-ai zis. Ok, ok, ok. M-ați scos pe mine, dar eu vă zic Mițu și Mădălin. Asta e tot ce vă zic. Eu nu te-am... Nu, nu, nu. Dacă erau amândoi, îmi făceau kill unul dintre ei. Ascultă-mă, Pim. Dacă erau amândoi, îmi făceau... Oricum înseamnă că Mițu e unul dintre ei. Nu ne zice. Nu ne zice. Ok, o să mai stau puțin în weapon, o să mă prefac în fac task-ul. Și după o să merg jos în O2. O să mai stăm aici puțin. Perfect. Sabotăm lumina. Perfect, s-a făcut lumina. Cum ar fi să mă duc la camere? Dar nu cred că o să fac asta. Ok, sunt în O2, în boiler room. Acum atrag de astea. M-am uitat și să nu își dea nimeni seama că eu l-am omorât pe Vasco. Let's bine, go! Mădălin! Wow, bine, bravo, bine! M-ați dat afară pe mine că am venit cu prea multe informații. Bravo, Dorian! Bravo, Dorian! Sam era! Aveai dreptate! Hai să vedem! De două ori impostor! Let's go! Impostor din nou! Deci nu vine să cred! Și am task-ul ăsta aici cu Rafa, în cazul în care se întreabă cineva. Oh my god! Mamă, cât de rapid. Sami, what? What? Mădălin, a fost Mădălin, că am văzut culoarea. Tyrod, cum să fie eu, bro, ce aici, nebun la cap? Am văzut culoarea, e lângă vent, ai fugit. Stai. Bro, nu mi-am dat niciun vent, Rodby, ce ai? Mai da vent, ai fugit în dreapta, ți-am văzut culoarea, ești sian. Boss și Vasco arată foarte asemănător cu Rodby. Ok, stai puțin. Stai puțin, unde-i corpul? Rodby, ești 100% sigur? Da, dacă nu sunt la asta sigur, înseamnă că sunt pro zero de tot sau... Aprop și eu pentru Rodby, go! Ok, unde e kill-ul Rodby? La camera sau unde? Lângă camera, lângă ventul ăla. Ok. Cu Dorian, știi unde a fost cu Dorian? Acolo unde trebuie să încarci cu gaz și poate să confirme șeful. Eu eram cu Mițu. Nu acum, adică am trecut, eram pe lângă tine pe acolo și după aceea pe zona aceea. Culoarea, hai de pe bune. Era și pink pe acolo. Rodby, dar ce-i Vasco are aceeași culoare? Cum e Vasco? Vasco era lângă mine. Vasco era lângă mine la camere. Eu mă uitam pe camere. Am încredere. Are foarte mare sens. Dorian? Degeaba că îți report Rodby și dai vina pe mine. Aici n-a să... Eu l-am votat de mult pe Madalin. Dorian, n-ai votat încă. Dorian, să vii să facem task-ul ăla. Să vii să facem task-ul ăla ca să poți să te clear-ui. Adică să știu că nu ești. Pa, pa, Mădălin. Pa. Nu. 4 secunde deja o să putem face un nou kill. Aparent cineva sabotează deja. Hai să ne distrăm. Deci l-am văzut pe Dorian, l-a omorât în fața mea. Dorian, ce ai de zis? Deci efectiv în fața mea am văzut animația de kill. Pentru că am vrut să vin direct cu votul. Max este Dita mai impostor, votat. Ok, da, deci Dorian, îl omori în fața mea. Îl omori în fața mea și dai vina pe mine. Eu am încredere în Dorian. Bă, deci Dorian joacă de câteva ore jocul ăsta și deja știe să... Nu. Vă rog frumos, hai să avem încredere în Dorian. Dorian este cel mai... Rodby, ne știm de atâta timp. Niciodată, nu? Da. Rafa, Rodby, Mițu, vă rog, nu votați random. M-ai omorât primul. Cum adică te-am omorât? Dorian, l-ai omorât în fața mea, nu așa se fac kill-uri pe jocul ăsta. Bă, ascultați-l pe fratele meu. Eu când o să fiu impostor în acest joc, nu o să pot să fiu totul. Max, e timpul să vezi cum e. Eu râd să că gen Max. Ok, deci eu pot să vă explic toată ruta mea dacă vreți. Aveți grijă la Rodby după, aveți grijă la Rodby. Da. Rodby, ne știm de atâta timp. Max și după aceea Rodby. Nu! Hai, Mițu. Come on, nimeni nu mă crede, bă, deci... Pentru că râzi când spui ce se întâmplă. Așa râd eu! Ai un zâmbet nu prea mare. Wow! N-a fost o idee bună. Așa vă trebuie pe Era Max. Mădălin? Cine era? Taci, bă, Rodby, că erai pe camere, taci.
Nu, nu eram pe camere, te-am văzut culoarea. Bine, da, cât bine.